Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. De mâine dimineață până duminică la prânz intră în vigoare un cod portocaliu de ninsori în 9 județe din centrul și vestul țării. Până atunci, meteorologii anunță ninsori, lapoviță, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Florin Câțu a anunțat că negocierile opoziției cu parlamentari de la PSD și UDMR continuă. Senatorul PNL spune că există un grup important de senatori ai puterii care doresc să voteze moțiunea de cenzură. Premierul a discutat astăzi la Palatul Victoria cu liderii USR pe tema ordonanței de urgență privind modificarea codurilor penale. Președintele USR spune că i-a cerut Vioricăi Dăncilă ca această ordonanță să nu fie emisă pe perioada preluării președinției Consiliului Uniunii Europene. Pe de altă parte, ministrul de interne crede că o eventuală ordonanță pentru modificarea codurilor este necesară și nu reprezintă un lucru rău. Carmen Dan spune că emiterea ordonanței reprezintă o decizie politică. De astăzi, timp de 3 zile, poate fi testată aplicația pentru înscrierea în programul Startup Nation 2018. Aceasta poate fi găsită pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și poate fi accesată până duminică la ora 20. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.